Salut, eu sunt Mădălin. Iar eu celălalt Mădălin. Și eu sunt Cosmin, iar în acest video vă vom prezenta misiunea a patra din jocul Call of Duty Modern Warfare 3. În această misiune o să-l protejăm pe președintele Volșevski și pe fiica acestuia, Alena. Acum ne îndreptăm spre camera de ședință, unde vom asista la o ședință. Acolo ne așteaptă și alți oameni importanți din Rusia. Ne vom așeza în colțul camerei. Să nu ne facem observați așa din prima. Alături de noi în cameră sunt Sergei, Pavel Mozorov, Bogdan Sokolov, Ania Kovalenka și Anton Fedorov. Acum o să așteptăm până când începe acțiunea. Să ne plimbăm puțin pe aici. Să vedem cum îl cheamă și pe ăsta. Da, Leonid Udovkin. Și începe acțiunea. Probabil că suntem atacați de alte avioane sau elicoptere. Se pare că avionul își pierde controlul. Și noi, ca armă, am primit un amărât de pistol. Oh, și au spart ușa și au intrat în cameră. Vom lua prima mitralieră pe care o găsim. Probabil că sunt în număr destul de mare. Și înaintăm. Primele noastre kill-uri. Încărcăm. Se pare că pilotul o duce destul de rău și începem să tragem cu în timp ce plutim în aer. Parcă suntem în spațiu. Dar probabil că avionul se prăbușește. Încărcăm din nou și încercăm să-i ucidem. Iar pilotul are un timp destul de greu acolo la conducerea avionului. Și avansăm, ne așteptau după colț și acela cred că are un shotgun sau ceva. Trage destul de greu. Da, dar are damage foarte mare. Tragem, spargem ecranul ăsta pentru că ne permitem și avansăm. Tocmai am omorât-o pe Alena.